Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției statuie Omul Lumii. Domnul Paros, vă rog, susțineți-vă proiectul. Domnul consilier, suntem votat de cetățenii din municipiul Slobozia și vă rog să rămâneți la ședință. Domnilor, știți că mi s-a oprit înregistrarea audio și video, aici în ședință la dumneavoastră. Am fost în audiență la domnul primar Alexandru Stoica și am cerut să spună cine este persoana care a oprit înregistrarea audio video. În timp ce domnul Ion Marian, președintele de ședință, trebuia să asigure buna funcționare în Consiliul Local. Domnul Ion Marian, vă rog, domnule președinte de ședință, să ceri domnul Ion Marian, consilier PSD, să răspundă în fața consilierilor cine a fost persoana care a oprit înregistrarea audio-video după ce dânsul mi-a dat dreptul la cuvânt. Deci nu, lăsați-mă să spun vederea care s-a luat. Nu, deci e vorba de proiectul de hotărâre. Da, am dreptul vă scat. Am dreptul să la proiectul de hotărâre discutăm despre proiectul. Dacă aveți ceva de spus, dacă nu votăm. Bun, deci pentru proiectul de hotărâre. Dar nu vreți să ca să știe cetățenii ca cine e persoana care mi-a oprit înregistrarea audio-video? Deci, discuția lui s-a călcat. Aveți un avocat aici pe domnul Sava Chirpan. Aveți un avocat pe domnul Muceaga. Domnule, vă rog să susțineți lucrul ăsta. S-a călcat Constituția României. Domnule, riscați să rămâneți singur aici. Eu nu pot să rămân singur aici. Să rămâneți înregistrarea audio și o să... Vă rog, vă rog să... La poliție, că nu i-ați văzut, nu m-ați lăsat... Ba da, spuneți despre proiect. Nu, de hotărâre. Am dreptul și lucrul ăsta. Despre proiectul. Dumneavoastră să spuneți părerea. Spuneți că nu e, nu dă aia, câștine. Deci, vreau de la domnul Ion Marian să spună cine e persoana care a oprit înregistrarea audio și video. Atât vreau. Domnul Bordaveru, eu sunt... De nu se poate, de nu vreți. Ba da, ba da, ba da, nu se ascunde. Dar acum vorbim de proiectul de hotărâre. La diverse, la urmă, discutăm asta. Nu suntem la diverse. Am înțeles. Deci la proiectul de hotărâre. Al doilea punct. Domnul primar, Alexandru Stoica, a declarat public că tinerii sub 40 de ani, da, sunt la proiectul de hotărâre. Nu, dar asta nu știu. Vă iau cuvântul. Bine, hai, deci, vorbesc de proiect. Bun, hai să vorbesc de proiect. Ca să se înșelege. Sunt a treime să vă ilumineze conștiințele la toți consilierii și să votați cu conștiința, nu cu inima, nici cu mintea. Conștiința dumneavoastră. Să vă ilumineze și să vă echilibreze. Sunt a treime. De ce eu lucrez cu sunt a treime? Ce vreau să spun? De ce vreau eu statuia iluminării? Această statuie iluminării reprezintă Sfânta Treime, ca să înțelegeți. Deci reprezintă, e formată din fier, care reprezintă corpul fizic, e acoperită cu beton, care reprezintă sufletul, și acoperită cu calcară alb, care reprezintă spiritul. Ca să înțelegeți mai bine, uitați-vă la un om călcăină, e același. Deci, gălbenușul este corpul fizic, albușul este sufletul și coaja este spiritul. Ca să înțelegeți, de-aia vreau să fac cu ăsta. De nu vreau pentru mine, pentru Sfânta Treime. Lăsați-mă să explic și eu. Da, ați vorbit, da? Lăsați-mă să vorbesc și eu. Ca să înțelegeți că nu o fac pentru mine, o fac pentru cetățenii muncii Slobozia. Bun, de ce vreau eu statuia iluminării? Că eu poate mâine o să plec de aici. Vreau să las ceva în urma mea. Bun, ca să înțelegeți. Deci, și de ce? Ca să înțelegeți de ce? Eu m-am luptat, sunteți mulți dintre dumneavoastră, deci, și recunoașteți lucrul ăsta că m-am luptat cu fostul primar Gabi Ionașcu și aici în ședință i-am spus clar că apa nu-i potabilă. Și dumneavoastră frică toți consilierii, n-ați zis nimica, chiar și viceprimarii. Eu era să mă bată trei ori, măi. De, așa, sunteți de acord? M-am chemat în birou la dânsul să mă registreze și am spus, domnul primar, eu știu că mă registrați. Ca să înțelegeți. Deci, stați puțin. Ca să vă explic. Bun, deci, m-am luptat pentru apa din Slobozia, da? În 2010 am demonstrat că apa nu-i potabilă. Vă rog să mă lăsați. Vă rog. Domnule, vă rog. Auzi, ca să... Domnul, vă rog, ca să mi se aprobe proiectul, vreau ca să... Vreau ca să demonstrez lucrul ăsta ce am făcut pe Slobozia. Asta vreau. Deci, în 2010 am demonstrat că apa nu e potabilă. În 2012 am demonstrat că apa nu e potabilă în municipiul Slobozia. Acum, pe 24 februarie, am făcut plângeri... cerere către Direcția de Sănătate să comunice dacă apa e potabilă. Ei, Direcția de Sănătate Publică nu mi-a răspuns. A spus că trimite la Institutul de Sănătate Publică. Deci ca să înțelegeți că m-am luptat. M-am luptat pentru persoane cu dizabilități care avea 30,53. Și am cerut... Domnule, am cerut președintul Consiliului Județean, Silvian Ciupercă,
mi-a spus, domnule, intervenind la domnul Victor Ponta, că nu e posibil ca o persoană să trăiască cu 30,5 lei, o persoană cu dizabilități. Asta am făcut, domnilor, ca să știți. M-am luptat pentru bugetari care sunt majoritatea bugetare aici, ca să știți. Ca să aplice legea 284. Vă rog să mă lăsați, nu mi-i țineți, domnule ședinte, fac plângere penală. Vă privați dumneavoastră. Nu! Deci lăsați-mă să vorbesc! Vă rog! Nu! N-ați vorbit! Lăsați-mă să explic! Nu! Mai vreau să spun că m-am dat pentru salariile bugetarilor privind legea 284, în care am cerut că primul ministru să laudă degeaba Victor Ponta că a crescut salariile. N-a crescut, domnilor, să știți! Am introdus polul de vechime în salariu și a bătut joc de dumneavoastră, Victor Ponta. Și am o coeficiență de țarția și coeficiență de salarizare la... Deci asta m-am făcut, da, ca să știți. Pentru asta am făcut, pentru asta am făcut. Deci ceva să mai spun. Gata, gata, așa, motivul. Poate să trebuie. Deci, stimați colegi, eu cred că pledoaria pe care a făcut-o domnul Bogdan Viorel servește și pentru a doua hotărâre de Consiliu. Dânsul și-a spus meritele pe care are și ce-a luptat pentru comunitate. Noi să decidem dacă dânsul poate să primească și titlul de cetățean de onoare. Nu mai cred că mai trebuie să mai ne spună și altceva. Ați ideal, ca domnul Bogdan să fie după care domnul Tăcunescu spune că mai dorește să mai discute ceva la diverse și vă roagă să nu plecați. Haideți, vă propun la vot cu statuia, investiția cu statuia, da? Proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției statuie Omul Luminii. Cine este pentru? Cine se abține? Este împotrivă cineva? Un vot împotrivă, n-a fost niciun vot pentru, restul abțineri, da? Nu. Care votul nu s-a exprimat? Păi da, nu știu. 15. Nu, suntem 15, da? Suntem 15. Doamna Andreea Conin. Suntem 15. Deci sunt 14 abțineri și unul împotrivă. Da, da. Da? Ha, 14. Deci, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre prin acordarea titlului de cetățean de onoare a municipiului Slobozia domnului Bogdan Viorel. De asemenea, toate referatele au fost negative, și al Comisiei și al Direcției de Cultură. Votul fiind secret, vă rog să vă exprimați votul și să facem după numărarea voturilor, este următorul rezultat. Deci, procedând la, pentru cetățean de onoare al municipiului Slobozia, domnului Bogdan Viorel, am constatat că voturi pentru 3, voturi împotrivă 13 și un vot nul. Fraudă! Vă mulțumesc. Deci, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.